Potrivit legii cauciucurilor de iarnă intrată în vigoare în 2011, toți cei care circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei sunt obligați să aibă anvelope de iarnă. Fiind în pragul sezonului rece, așteptăm toți posesorii de autoturisme care încă nu și-au schimbat anvelopele la serviciul nostru pentru a face trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă. Și de obicei până în 1 noiembrie, în ultimile zile ale lunii octombrie. Nu există o dată de la care anvelopele de iarnă sunt obligatorii, însă acestea trebuie să fie mereu prezente atunci când circulați pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului, atrag atenția polițiștii. Sfătuim conducătorii auto care se deplasează pe drumuri lungi să își doteze autovehiculele cu anvelope de iarnă. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă între 1305 și 2900 de lei. De asemenea, ca sancțiune complementară, se retrage certificatul de înmatriculare în loc, eliberându-se în acest sens o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. În cazul în care sunt depistați cu cauciucuri de vară, nu? Da, în cazul în care sunt depistați cu cauciucuri de vară. Nerespectarea obligației de dotare a autovehiculor cu anvelope de iarnă și circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață. Este indicat ca șoferii să se documenteze cu privire la starea drumurilor pe care urmează să le parcurgă și situația meteorologică prognozată. Este sancționată conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar autovehiculele cu greutate de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.